Vorbea doamna despre rafinamentul Lianei. Am admirat-o întotdeauna, întotdeauna eu dintr-o altă televiziune, pentru delicatețea cu care se prezenta întotdeauna. Mi se pare un pic cam greu să prezinți știri și totuși să reușești de fiecare dată să arăți această delicatețe. Îmi era clar că ea este undeva acolo în sufletul ei și în această carte veți găsi exact asta. Am vorbit cu Selona ceva mai devreme și am rugat-o să, Selona este fiica Lianei, să spună ea ce e cu această poveste, care cu siguranță este dedicată. Și mi-a spus foarte pe scurt că este povestea unui copil care nu reușește să creadă în Moș Crăciun. Și de ce nu reușește să creadă în Moș Crăciun? Pentru că el nu are o familie. Iar acum vă rog să-mi permiteți, pentru că se întâmplă să-i cunosc pe copiii care nu au familie, sunt ambasadora unei fundații care se ocupă cu copiii abandonați, să vă citesc două scrisorele foarte scurte ale doi copii, ca să înțelegeți de ce ei nu cred în Moș Crăciun. N-am încredere că măcar o persoană din centru va ține cu mine și nu mă va trăda niciodată. Măcar puțin, pe sfert, să te iubească și pe tine acolo. Pe bune, nimeni nu mă iubește. Și încă una, tot adevărată, eu aș vrea să se șteargă majoritatea lucrurilor urâte cu buretele, să revină totul la normal și să fiu din nou maimuțica lui tata. Sunt scrisori adevărate, acești copii există și mă bucur că Liana, cu această delicatețe atât de autentică a ei, a reușit să ne dea o poveste atât de frumoasă, din care noi cu toți înțelegem că acești copii, în primul și în primul rând, au nevoie de o familie. Atunci vor crede și în Moș Crăciun și vor crede în noi, în oameni. Mulțumesc foarte mult și să știți că e o poveste tare frumoasă și cu foarte mult optimism, pentru că toți copiii trebuie să creadă în Moș Crăciun.